întâlnit de mult în seria 5 minute despre, așa că vă salut bucuros de reîntâlnire. Azi voi vorbi despre fața nevăzută a lunii. De fapt, voi vorbi despre trei concepții greșite legate de faptul că luna ne arată mereu aceeași față. Prima, unii cred că, deoarece nu vedem niciodată o parte a lunii, luna are o parte întunecată. De fapt, există chiar și un album al formației Pink Floyd din anul 1973 cu titlul The Dark Side of the Moon. Dacă nu l-ați ascultat, vă recomand să-l ascultați. Este o capodoperă a art rock-ului, a rock-ului progresiv, rock-ului experimental. Dar nu există nicio față întunecată a lunii. Oriunde ești pe lună, ai parte atât de noapte cât și de zi. Există, în schimb, o parte pe care nu o vedem niciodată și pe care astronomii nu o numesc partea întunecată a lunii, evident, ci o numesc partea îndepărtată a lunii, the far side of the moon. Acest lucru se întâmplă deoarece rotația lunii în jurul axei proprii este sincronizată cu rotația ei în jurul Pământului, adică cu mișcarea ei de revoluție în jurul Pământului. Avem această sincronizare între cele două mișcări care face ca luna să fie orientată tot timpul cu aceeași parte spre Pământ. Aici puteți vedea cum se rotește luna în jurul Pământului, cum se vede luna de pe Pământ și cum se vede Pământul de pe lună în timpul unei revoluții a lunii, adică aproximativ într-o lună. Lunile anului se numesc luni, tocmai pentru că fiecare este aproximativ egală cu perioada de revoluție a lunii. Așa că avem luna ianuarie, luna februarie, luna martie și așa mai departe. Deci, deoarece luna se rotește exact în atâta timp în jurul axei proprii, în cât timp efectuează o rotație în jurul Pământului, de câte ori ne uităm la ea, o vedem la fel. Nu exact la fel, deoarece orbita lunii nu este un cerc, ci o elipsă. Și de aceea, așa cum vedeți în această animație, avem o mișcare aparentă de oscilație a lunii, numită librație. Și datorită acestei mișcări, putem vedea mai mult de jumătate din suprafața lunii, cam 59%. Dar rămâne 41% din suprafața lunii pe care n-a văzut-o nimeni până în 7 octombrie 1959, când sonda spațială sovietică Luna 3 a ajuns pe o orbită translunară, deci dincolo de lună, făcând câteva fotografii ale feței nevăzute a lunii. Vedeți aici una dintre ele. Evident, azi avem fotografii mult mai detaliate, azi avem chiar sateliți care se rotesc în jurul lunii, așa că putem cumpăra globul lunar, așa cum putem cumpăra globul pământesc. O altă concepție greșită este aceea că vedem aceeași față a lunii, deoarece luna nu se rotește în jurul axei proprii. Dar așa cum vedeți în această animație, dacă nu s-ar roti în jurul axei proprii, n-am vedea tot timpul aceeași față. Deci fenomenul se datorează, așa cum am spus, sincronizării mișcării de rotație cu cea de revoluție. Ziua lunară are aceeași durată cu luna lunară, și anume 29,5 zile terestre. În fine, a treia concepție greșită este aceea că acest mod de rotație este o excepție care ne arată cât de special este Pământul sau este o coincidență fantastică legată de existența noastră pe o planetă care are un satelit cu o mișcare atât de ciudată. Ei bine, toți cei 20 de sateliți mari din sistemul solar se mișcă la fel cu Luna. Au o mișcare de rotație sincronizată cu mișcarea lor de revoluție. Mai mult, Pluton și Charon au o sincronizare dublă, adică fiecare îi arată celuilalt tot timpul aceeași parte. Acum este, cred, evident că dacă fenomenul este atât de răspândit, trebuie să existe un motiv, o explicație. Voi explica motivul cu ajutorul lunii. Câmpul gravitațional al Pământului scade cu distanța de la centrul Pământului. De aceea, luna are o jumătate, cea orientată înspre Pământ, care este atrasă mai puternic decât jumătatea care este mai departe.
Putem spune că jumătatea care e mai aproape este mai grea, sau că centrul de greutate al lunii nu coincide cu centrul ei de masă. Centrul de greutate este mai aproape de pământ decât centrul de masă al lunii. Rezultatul este că luna se comportă ca un hopa mitică. Chiar dacă apar forțe care încearcă să o rotească pe orbită, ea revine în poziția pe care o cunoaștem. Dar cum s-a ajuns la această poziție? Când luna nu se rotea sincronizat, această diferență dintre poziția centrului de masă și cea a centrului de greutate producea o alungire, așa cum vedeți în desen, exagerat, bineînțeles, o alungire a lunii pe direcția aproximativă a centrelor celor două corpuri cerești. Iar această permanentă alungire și contracție produce frecări interne asociate cu degajare de căldură, forțe de frecare. Și în acest fel, energia de rotație a lunii s-a transformat în căldură treptat, iar rotația proprie a încetinit până când s-a sincronizat cu mișcarea de revoluție. Dar mai există două aspecte interesante. Deoarece există o lege a naturii care se numește conservarea momentului cinetic, încetinirea rotației în jurul axei proprii a dus la îndepărtarea lunii în timp de pământ. Când s-a format sistemul Pământ-Lună, distanța dintre cele două corpuri cerești era de vreo 17 ori mai mică decât azi. Celălalt aspect este acela că Luna produce și ea un efect asemănător de frânare asupra Pământului. De aceea durata unei zile crește, rotația Pământului încetinește. În mare parte acest lucru se datorează azi frecărilor produse de maree, de flux și reflux. Când s-a format Pământul, durata zilei era doar de 10 ore aproximativ. Iar aceste fenomene continuă. Luna se îndepărtează de Pământ cu aproape 4 cm în fiecare an, iar rotația Pământului în jurul axei proprii încetinește în continuare. Dacă ar fi timp suficient, până la urmă, Pământul și Luna s-ar mișca dublu sincronizat, așa cum fac Pluton și Charon, iar Luna s-ar mai putea vedea doar de pe jumătate din suprafața Pământului, nu de oriunde, cum se vede acum. Dar calculele arată că înainte de a se ajunge aici, Soarele va distruge atât Pământul cât și Luna. Dar despre asta cu altă ocazie. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!